Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou episod, tocmai ce ne-am trezit acum la cazare unde stăm 4 zile și e super, mega, ultra și mai chiar avem două dormitoare mari. Avem până și două băi separate pentru fiecare, deci e genial. Prima dată când am intrat în apartament am crezut că sunt uși de la alte camere sau unde stau alții, deci e așa de mare. O să-l mai filmam aseară, n-am mai avut baterie la aparat. Și acum o să fac micul dejun și o să ieșim pe aici pe afară, prin ăsta e ca un fel de sătuleț, așa e foarte mare. O să pun eu și numele satului aici, că nu știu exact, Norceli Village sau ceva de genul. Și ăsta e dormitorul nostru, avem un pat dublu mare până și un pat simplu mai avem aici. Revenim. Iulia, ce pregătești aici? Explică la cameră ce pregătești. Tocmai ce am ieșit afară și este puțin răcoare așa, dar pare super. Deci este genial aici. Merg până la mașină acum să mai iau ceva din mașină. Wow. Sunt niște dealuri pe aici. Și mașinuța am parcat-o acolo. Acum parcarea văd că e goală. Deci probabil lumea pleacă. Și mașina este fix acolo. Tocmai am fost la InfoPoint și am întrebat dacă putem să ridicăm drona aici în Village și a zis că nu. Ha, deci ne putem să filmăm cu drona, din păcate. Ci că, dar la început nimeni nu știa nimic. Deci nu știu, zici că nici n-au auzit de drone sau ceva, dar după aia a întrebat boss-ul boșilor și a zis că nu, că e pentru privacy a celorlalți din campus și pare destul de ok și normal să nu, să nu te lase. Așa că nu o să avem peisaje cu drona. Prezentare la piscina, pare destul de șmecher, e dita mai bazin aici. E tare, eu vreau să-mi note în bazin. Uite aici putem să repetăm. Ce bine că ne-am luat ăla, super. Are și pentru copii din asta șezlonguri și nu pare aglomerat. Da. Am ieșit la explorat. Am ieșit din Vizuina și să explorăm pe aici care e, care e treaba. Am ajuns în orășelul Cortona și orășelul ăsta este pe un deal destul de mare și avem un super view care arată cam așa. Este super. Aici abia ce am ajuns în parcare și o să mai mergem pe aici să vizităm orășelul și cred că de sus o să se vadă și mai super. Și să încercăm să urcăm și cu drona. Mașina e parcată. Da, mașina e parcată frumos acolo. Revenim. Deci pe aici sunt mega pante. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar mai urcă mașini. Și e o stradă din aia. Uite, să vedem aici mașina asta. Mamă.
pe o străduță din centrul orașului care se cheamă Via Naționale și este superb pe aici. Este foarte, foarte autentic italian, așa. Cu străduțe înguste și multe magazine și terase. Cum ți se pare, iubit de vii? Stai să filmăm acolo, ia uitați ce străduțe sunt pe aici. No, pe orice străduță ai intrat, vine să faci o poză. Da, și ăsta e doar un orășel din o grămadă care sunt pe aici, prin zona, prin Toscana. Ce se întâmplă aici? Drone time. It's droning time. Droning time. Filmăm niște peisaje. Thank you.
Chef Iulian, ce curăți acolo? Usturoi, usturoi. Sunt pe toată vina. Cum? Pe toată vina, o să da. Acum facem mâncarea. Ce este T-bone steak? T-bone, ce a făcut ca să prăjeți? Și cu... prăjește ulei de măsline. Așa ca boș. Smecherie.